lucrurile între Luiza și Bogdan par cumva să revină la cum au fost. I-am văzut, petrecând timp împreună în această seară, Luiza îl pensa pe Bogdan și râdea de mama focului. Era foarte amuzată de ceea ce povesteau ei acolo. Nu era o discuție serioasă, importantă, ci pur și simplu, cred că încearcă o reapropiere până la urmă nu am înțeles de ce a renunțat Luiza, de ce s-a îndepărtat. Am înțeles motivul acela cu alcoolul, dar poate și-a dat seama până la urmă că poate trece peste, că nu e atât de mare impedimentul și poate este și teamă să iubească, să pășească în afara casei cu el, pentru că nu știe cum este în afara competiției, așa cum nu știe niciun concurent despre partenerul său. Vom vedea dacă va exista o re, re 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 recunoaștere pentru că nu mai ținem pasul cu împăcările și despărțirile lor.